Vineri, promoția 2020 a încheiat cursurile liceale. Chiar dacă măsurile de siguranță au făcut ca tradiționalele manifestări de sfârșit de an școlar să nu se poată desfășura, absolvenții de liceu au găsit modalități de a fi împreună în acest moment important al vieții lor. Așa au făcut și cei care sunt deja foști liceeni ai Colegiului Național Decebal din Deva. Din cauza pandemiei de coronavirus, absolvenții de liceu din acest an nu au avut parte, ca toți ceilalți din generațiile anterioare, de adunările festive din curțile unităților de învățământ și de tradiționalele banchete. Cu toate acestea, cei de la Colegiul Național Decebal din Deva au fost împreună în aceste momente emoționante, grație tehnologiei moderne, pe acordurile de la Gaudeamus Igitur. Au rostit cuvinte de rămas bun, dar și urări de succes în viitor, profesori și elevi, reprezentanții autorităților publice, ori cadre didactice, universitare din țară și străinătate, cei din urmă așteptând numeroși viitori studenți de la Decebal, cel mai prestigios liceu din județul Hunedoara. Conform tradiției, în acest anotimp al maximei expresii florale, la finalul lunii mai, se petrece cea mai mare sărbătoare a anului școlar. Festivitatea de absolvire a liceului, promoția 2020, moment important și emoționant totodată, încărcat de semnificații profunde. Așadar, o nouă generație de decebaliști pășește dincolo de porțile școlii, îndreptându-se spre viață și spre împlinirea ca oameni. Deși acest an 2020 a adus cu sine nebănuite provocări, deși împrejurările pe care le trăim cu toții ne limitează apropierea fizică, găsim în noi puterea de a fi uniți într-un spirit și emoție și de a celebra împreună acest moment unic. Rar mi-a fost să văd atâta concentrație de tinerețe, dinamism, frumusețe și inteligență pe metru pătrat cât se află în această ceremonie virtuală. Evident că pentru toți dintre noi astăzi este o zi specială, o zi unică, o zi care e altfel, o zi premieră. Pentru absolvenții care astăzi finalizează studiile de liceu, care sunt în pragul unui nou început al vieții lor, aceea de oameni maturi, cei care au trecut peste etapa adolescenței, cu emoție, cu speranțe, așteaptă ceea ce viața le va oferi. Noi, cadrele didactice, părinții, alături de ei, ca de fiecare dată, în toți acești ani, trăim aceeași emoție, într-o premieră națională, ceremonia de absolvire într-un format digital și virtual. Cred că se cuvine ca mai întâi să le mulțumesc în numele tuturor absolvenților, persoanelor excepționale care ne-au îndrumat în toți acești ani. Profesorii au dat dovadă de o vocație deosebită, fiindcă au luat asupra lor rolul unor adevărați mentori pentru generația noastră. Până la urmă, școala nu are doar scopul de a ne înarma cu diferite cunoștințe, ci și de a ne forma ca oameni pregătiți pentru provocările la care vom fi supuși în viitor. De asemenea, familiile fiecăruia dintre noi au reprezentat un sprijin imens în această etapă a dezvoltării noastre. Încurajările, dar și criticile constructive, răsplățile, dar și restricțiile, susținerea materială, dar mai ales cea spirituală. Toate aceste aspecte ne împing să simțim o profundă recunoștință față de părinți, bunici, frați, surori sau oricare alți membri ai familiilor noastre. De la asemenea moment festiv nu putea lipsi muzica, îndrăgita trupă de veană Pragul de Sus oferind un recital plin de piese semnificative. Spre
copii. Ani de liceu, emoții la română scumpi. Ani de liceu, când la mate dai de greu. Ani de liceu, când ți soare în mână și te crezi legendar Prometeu. Festivitatea a fost transmisă în direct pe pagina de Facebook a televiziunii 1 TV celor peste 10.000 de prieteni care au vizualizat-o, cărora le mulțumim. 1 TV va difuza și pe post, într-una din zilele următoare, festivitatea de absolvire de la Colegiul Național Decebal din Deva.